Începând de mâine în Sinaia, apa va fi oprită zilnic între orele 11:14 și 23:30-4:30. Dacă până acum doar cartierele Izvor și Platou Izvor aveau apă după program, problema se extinde în întregul oraș. Măsura a fost luată în urma scăderii drastice a debitelor de apă și a rezervelor din bazine. Singurele care nu vor fi afectate sunt hotelurile din zona centrală, care sunt alimentate dintr-un bazin separat.